Dragi prieteni, astăzi ne întâlnim cu amicul nostru vechi, cu colegul de partid, cu Titi Moinescu, prieten de 34 de ani, cred că suntem, Da. care, în urma unei discuții telefonice după alegerile din ziua nefastă de duminică, s-a arătat dispus să ne prezintă o teorie a lui cu câștigătorul primei etape din cursa electorală pentru președinție, cu domnul Kremlin Georgescu. Kremlin Georgescu. Adevărul e că eu l-am cunoscut pe Kremlin Georgescu într-o conjunctură la Megidia, când tu erai la sfârșitul, cred, unei colaborări cu el. Început, sfârșitul unei colaborări începute cu un an înainte, dar am continuat cu el încă 2 ani după momentul pe care îl știi tu. Vă făcuse strategia de dezvoltare locală, agenda 21, nu? Asta este. Agenda locală 21. Agenda planul local de dezvoltare, planul pentru local dezvoltare de durabilă. Da. Această carte, câte pagini are? 72, 80, aproape, care adună în ea atâta informație cât să dai 100.000 de dolari pe ea, nu? Atâta a costat. Da, a costat proiectul 100.000 de dolari. În ce an? În ce în an? 2006. În 2006. Manager de proiect a fost el, Călin Georgescu, dar lucrarea este elaborată și cu contribuția personalului din primăria Megidia. Da. Iar cei 100 de mii de euro... De dolari. Pardon, de dolari, 100 de mii de dolari au fost cu contribuții diverse. Da. 90 de mii de dolari de la PNUD și 10 mii de dolari de la primăria Medgidia, având un sponsor pe Elcomex. PNUD, Programul Națiunilor Unite Unite de pentru Dezvoltare. Dezvoltare. Da. PNUD, asta e. PNUD, da. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Prin USAID, nu? Prin USAID am făcut ulterior delegarea serviciului de apă și canalizare. Al program, tot cu ajutorul lui Călin Georgescu am pornit și programul ăla. El, de altfel, a pus pe picioare acest proiect cu ajutorul, avea un ONG de asta, nu? Parcă... Nu, el era directorul PNUD pe Megidia, iar ambasadorul PNUD pe Megidia era o doamnă din Indonezia, Malaezia. Da. Scrie pe acolo pe undeva, da. Cum o cheamă. Da, dar nu avea implicat și un ONG pe care îl administra el pe vremea aia? Nu, el era executiv la programul ăsta. Și Arcor ce era? Vărte și Arcor trecut aici. Nu știu cine e Arcor. Ai ochelari la tine de CD sau ăștia ca să mă privești pe mine? Nu, privesc în profunzime cu ăsta. Ce scrie? Ce este ăsta? Arcor și mai este aici un... Arcor este Centrul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă. Centrul ăsta Internațional pentru Dezvoltare Durabilă era ONG-ul prin care derula toate aceste proiecte, înființat în timp ce el era... Cred că lucra la Ministerul Dezvoltării în perioada aia. Era și secretar ceva sau consilier. Nu, cred că a fost înainte acolo. Atunci el înființase împreună cu mentorul lui spiritual, profesional, ambasadorul Malița, Mircea Malița. Călin Georgescu era director executiv la acest institut. Mircea Marița era președintele institutului și mai erau vreo 2-3 colaboratori. Organizația există și acum, funcționează și acum și la voi a ajuns târziu în Megidia. În 2000 a fost în Moldova și a făcut ce v-a făcut voi aici, le-a făcut și în Moldova, în Basarabia, un laptopiseț care cred că a costat mai mult de 100.000 de dolari, nu? Nu știu cât a fost, dar nu asta a fost da. Costul. Bun. Cum a decurs colaborarea? Cum v-ați împrietenit? Cum a fost? Foarte bine am lucrat cu el.
Foarte bine a lucrat și el cu echipa pe care a condus-o, din care făceau parte și angajați din primăria Medgidia. Pe vremea era un globalist, era pentru dezvoltare durabilă, era pentru mediu, era pentru multiculturalism. Acum s-a compactat, s-a contractat și a devenit un, ceea ce zice el, suveranist. Dar eu cred că nu este un suveranist, eu cred că este mai degrabă un fel de autarhist, așa cam cum a fost și Ceaușescu. El vede România cu niște granițe de jur împrejur. Noi aici ne întoarcem la glia strămoșească, la neam, la balade, la mituri, le dăm pământul. Nu mai bătem în asta. De ce? Că se aude microfon și mai bine te ascultăm pe tine. Da, da, și asta e un tact. Tac, 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 tac. Ai tactul ăsta și... de a... Da, 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 din mâine. Înainte să dădea așa, acum eu dau așa. Măi, Titi, da. Tu îl descrii așa. Probabil că el asta vrea să ne imaginăm despre el, dar eu cred că fratele Călin Georgescu, grad 33, el poate să fie ce vrea mușchiul lui și ce se caută pe piață la vremea respectivă. Asta este părerea mea. Eu i-am urmărit și parcursul profesional. De când s-a născut și a crescut în cartierul Cotroceni, el zice că până la 5 ani, că după aia i-au gonit comuniștii din casă, dar cine i-a fi pus în casa aia? Nu știu. După aceea am reușit să facă și niște studii în Anglia până 1986. 86? Da. Dar, totuși, facultatea a făcut-o la îmbunătățiri funciare. Da, s-a specializat în pedologie. Da, dar Institutul Agronomic, care nu era... El e leat cu mine, este născut în 62. Adică... Ce tineri sunteți? Institutul Agronomic, mai era metalurgia care a făcut-o prostoracul de Joană. Păi de ce râzi? Și mai era secția de... Ai început cu tiparele, știu. Păi da, și... Bă, nu era chiar prostărac. Așa i-a zis ăla, dar așa i-a zis ăla. Nu era prostărac. Nu, e nătăfleț. Deci n-am pomenit... Ai trecut și tu pe Cristian Tudor Popescu, că ăla folosește cuvântul ăsta. Deci n-am pomenit, parcă este personajul din Omul cu pantoful roșu. Da. Dă dintr-una în alta, sigur și le face, se calcă pe șiret sigur tot timpul. Că da. Și mai era la Institutul... Petrol și gaze. Nu, era facultate, nu. Era tot așa, era cu buletinul. Cu buletinul și era la Institutul Mircea cel Bătrân, aici, de navigație. Da. Era secția de pescuit oceanic, unde se intra cu 4,75, 4,85. Da, bun. Selecție corectă. cam așa era. Și eu am pierdut că a intrat, na, dacă suntem leat, el a terminat în 86. Făcea 9 luni de armată, dar tot are un an pe care nu-l găsesc pe nicăieri. Ce cercetare ai făcut? Păi... Aia la Băneasa, acolo, mai era și școala specială. Nu erau doar livezile Institutului Agronomic, știi? Nu știu pe unde s-a pierdut una de zile, dar treaba lui. Mă rog, și după aia omul este inconstant. Dacă te uiți în tot CV-ul lui scris de el, băi, 2 ani, un an jumate, maxim 3 pe undeva, deci na, mai mult n-a rezistat și la ăia cu Roma, la Institutul... Clubul de la Roma. Clubul de la Roma, tot așa, vreo 3 ani a rezistat. Imediat le pune masa în cap la, nu știu ce le face acolo și o virează. Eu cred că el ajunge la așa o competență în fiecare domeniu că nu mai are provocări. Nu mai are provocări. Și schimbă. Da, asta e drept. Da. Zile mai departe de el. Da, eu nu cred în teoria ta, eu cred în altceva. Eu cred că el chiar are convingeri pe diferitele statute pe care le-a avut. Atunci era chiar un globalist, iar acum e chiar un izolaționist, pentru că așa simte el. Iar eu cred că el este, ca și mulți alți oameni politici din România, niște caractere machiate. Păi,
cosplay, așa să zic ăștia pe englezește, îi dai un contur, așa, îl faci într-un anumit fel și l-arunci pe piață. Cine face, cine l-aruncă pe piață, știu aia care trebuie să știe. Ia, zici cameleonic, tu zici machiat. La fel este și ciolacul, că și ăsta dintr-un purtător de servietă al lui Haisam, gata, s-a trezit președinte de partid. Este din aceeași categorie. Dar el astăzi este... Față de ciolacul ăsta educat. Da, da, sigur, ăsta este educat. Păi a făcut școală. A citit biblioteci. Da, dar, ceea ce cred eu că s-a întâmplat cu el este că la un moment dat el a intrat în categoria eșuaților, la fel ca cei pe care vrea să-i reprezinte astăzi. Pe măsură ce a văzut, ce a trecut vârsta, viața, are regrete. Că El a avut niște aspirații care nu s-au potrivit cu calea pe care a parcurs-o el. Și a căpătat niște supărări. Este un frustrat. Da. Și ce face frustratul? Și caută o soluție. Și soluția a venit din anturajul lui. Există un psiholog german, al cărui nume nu mi-l amintesc acum, dar el zice Völker Psychology. Dar întreabă-l pe Kremlin Georgescu, că el vorbește german. Da, da, da. Eu nu vorbesc german, dar am citit despre chestia asta. Crea că nu vorbesc cu el. Da, nu vorbesc cu el. Care spune așa, mă, dacă vrei să descoperi un om, nu trebuie să-l cercetezi pe el. Uite, trebuie să cercetezi mediul lui. Trebuie să cercetezi miturile, trebuie să cercetezi legendele, trebuie să cercetezi povestioarele cu care oamenii au crescut. Îi spun și românii, spune-mi cu cine te adun ca să spun cine ești. Așa este. Da, așa spune și neamțul ăsta. Da. Și el, în momentul în care a intrat în criza asta de personalitate, a avut un anturaj, o psihologă, pe nevasa, așa, care și ea este cu zona asta... E dusă din puturosul. Ezoterismului, da. Nu, da, nu de ezoterismul ăla cult, ezoterismul vulgar. Nu, ăla popular. Ezoterismul vulgar. Popular, da. Ai zis tu popular, eu zic ezoterismul vulgar. Și atunci l-a pus aproape de misticism. Și el a luat din chestia asta o noțiune pe care și istoricii au folosit-o foarte des și în mod greșit istoricii noștri, identitate. Noi trebuie să ne găsim identitatea. Și asta spune el acum. Ne găsim identitatea împrejmuiți în autarhie. Dar identitatea are și asta niște componente. Identitatea românului merge de la excepționalismul românesc la stigmatul românului. Pe de o parte ne lăudăm cu aia care iau olimpiade, că bă, ce bun, ce mari, ce tari suntem noi, pe de altă parte suntem proștii Europei, cum a zis Traian Ungureanu. Suntem niște nenorociți, suntem la capăt, avem o școală proastă, avem toate alea proaste. Dar de ce? Că a zis și politicianul de la PSD că femeile noastre sunt curvele Europei, nu cum îl chema? Da, Bădălău, nu? Bădălău, nu mai știu cine. Da. În sfârșit, unul a zis așa. Hey, între chestiile astea balează el. Îi ia pe aia care sunt pe parte de stigmat și aduce în partea asta altă de o identitate deosebită. Numai că identitatea asta deosebită nu se referă la educația civică a omului. Cât ești tu de bun? Să spre exemplu, cetățeanul grec a fost unul care a inventat democrația. A fost un cetățean, s-a luptat pentru cetate. Cetățeanul roman a fost unul cu organizare, au făcut prefecturi, au făcut drumuri. Au ceva deasupra individului. Ei, la noi, identitatea... Grecul a inventat protocolul, nu? Da. Da. Identitatea la noi balează între etnicitate și ortodoxie. Astea sunt valorile care sunt cel mai ușor de acceptat de către români. Și atunci, el aici s-a pliat. Asta spune, noi suntem o etnie care am, ce zice el, că am inventat limba latină, că noi am făcut... Nu l-am auzit încă de tunelul din Carpați. Nu l-am auzit încă, dar o să ajungă să le spună și pe astea, probabil. Noi am învățat operația laparoscopică. Noi, aici este o dileală care supralicitează etnia. Am învățat păstrăvii să urce la deal apă. Da? Multe chestii de astea. Și pe altă parte, ortodoxia. De ce a prins el? Este tocmai că exploatează... Dar era piață liberă pentru asta. Astea sunt. Poporul și român... canalele lui de comunicare sunt alea cele mai accesibile, cele mai ieftine. Păi TikTok-ul ăla de 15 secunde, 30 de secunde. Ăla a fost mijloc. Și acolo, vector de comunicare. Da, acolo a folosit ăia, boții. Dar după ce au intervenit... Roboții. S-a ascultat de la roboți, boții români la boți.
Și după ce ăștia și-au terminat treaba, au intrat în funcțiunile ceea ce un istoric pe care îl cheamă Biola, Corneliu Biola, a devenit activarea rețelelor de rețele. Da. Care sunt rețelele de rețele? Le spune el acolo că ăștia care fac servicii... Bulgările de zăpadă. Nu, ala e efectul. Rețelele de rețele sunt așa două, comunitățile religioase și rezerviștii. Astea cele două rețele care funcționează. Da. Să vedem Constanța. Constanța i-a dat foarte multe voturi lui ăsta lui Călin, pentru că aici activează Teodosie, care și-a activat la rândul lui slujbașii. La Megidia, popii au făcut campanie. Iar pentru că ei nu se puteau înscrie în partid, și-au înscris nevestele. Da. Păi și ăsta, purtătorul de cuvânt al arhiepiscopiei, o are pe nevasta candidat la sos. Hai, poftim. La noi le-a băgat la aur. La sos candidată și ești... L-am întrebat astăzi pe grupul de WhatsApp al arhiepiscopiei, nu-mi răspunde. Că i-am pus afișul nevasta și zic, da, prezbitera, mama eroină cu 7 copii, cum are timp să se împartă între parlament și obligațiile de preoteasă la parohie? Asta este un canal. Pricop îl cheamă pe ăsta. Da. Iar alt canal este canalul rezerviștilor. Păi și la Megidia aveți rezerviști mâncare. Da, și eu îi văd și pe Facebook, îi văd și pe stradă, mă mai întâlnesc cu ei. Birturile spune de rezerviști acolo. Așa. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că ăștia au rămas cu o mare supărare după ce armata s-a reorientat către NATO. Și de la 300.000 de am rămas 70.000 de ăștia. Supărare mare. Da. Supărare mare. Și ăștia reacționează acum. Supărarea, frustrarea lor, stigmatul pe care îl simte din partea societății, îl descarcă în asemenea lucruri. Lasă că ne răzbunăm pe voi. Ce ne-ați făcut? Ne-ați luat gheazeu? Ne-ați luat beneficiile, privilegii? Cazul este că sunt înaintați în vârstă, că altfel s-ar fi descărcat pe femei și ei, dar nu ai cu ce, nu ai pușca. Ce faci tu aici? Discutați despre rezerviști vorbeam. Bine. Dar ceea ce este îngrijorător pentru mine este că ăștia se organizează de 8 ani. În 2016. Zici tu că rod ca rugina de 8 ani la temelia democrației? Păi dai să spun. Acidul sulfuric și dracu. Păi dai să spun. În 2016 au înființat, dar nu numai ei, au înființat nostalgici, au înființat frustrații din societatea românească. Așa? O asociație care zice pentru România. 2016. Băi, sunt mai mulți partide, nu numai pentru România, mai... Nu, eu vorbesc de ăștia de care știu eu. Pentru România. Lup mai este un alt. Lasă, Lupul Dacic, sunt alții. Deci ăla de la Lupul Dacic e aici, la ăștia, la pentru România. Ăștia au așa... Suge la doi măza. Nu, el vrea să fie în față, să scoată trapelul Dacic în față. Economiști. Liga pentru Unitatea Patrioților, asta este, Lup. Nu mă, ăsta e altceva. Sunt și rezerviști acolo, sunt și... Ăștia sunt pentru România, dar stai, da, că ăștia sunt mai dracu decât ăla, iese cu steagul și face pe nebunul. Da. Economiști, juriști, profesori, militari și ăștia, în martie anul ăsta, i-au trimis o scrisoare lui Putin în care spune, vino, nu, vrem să ne ajut să scăpăm de o rânduire... Iudeo-Euro-Atlantică. Păi, ce fac serviciile noastre? Ce face legislația noastră? Ce face justiția noastră? Care spune că în asemenea cazuri, când este atacată securitatea statului, trebuie să intervină. Păi, tu să-mi spui că ai fost în două rânduri ministru și ai fost deputat. Păi, dar nu, dar acum eu nu mai sunt. Eu sunt sunt antreprenor, muncesc pentru mine și pentru oamenii cu care fac echipă. Martie. Da. Și după ce i-au trimis lui Putin chestia asta, ajută-ne să scăpăm. Da, au și publicat-o într-o revistă. Au publicat-o. Li s-a făcut și campanie electorală, în campanie, publicitate. Unul dintre cei care au ajutat să-și facă publicitate este celebrul Rareș Bogdan de la PNL. Când era jurnalist, i-a chemat pe ăștia acolo să prezintă cum stau lucrurile, ce nenorocire fac iudeo... Masonii.
nu masonii, mă. Nasoli. Ăsta, coaliția euro-atlantică din România care distruge țara. Rareș Bogdan, care a ajuns europarlamentar acum și face pe marele democrat și pe apropiat de euro și de NATO. Ăștia sunt. Dar mai de curând, vis-a-vis de ce se întâmplă acum în țară, așa, a apărut ăsta, propunerea, cred că a lui Ciolacu, să se înființeze o organizație neguvernamentală, da, susținută cu bani de la guvern, pentru a urmări... Stai, mă, nu vreau de... Neguvernamentală, dar cu bani de la guvern. Nu, ei să fie, da, din societatea civilă, dar să fie finanțați, ca să-și pornească treaba, să urmărească ce se întâmplă pe internet. Pe internet, da, da, da. A sărit presa de fund în sus, libertatea de exprimare, nenorocit. E corect asta? Nu, nu-i cred, e incorect. Nu. Păi știi articolul 7 din Constituție? Da, dar avem instituții pentru asta. Da? Da. Da, avem nu instituții. Nu trebuie să faci o poliție internet. Da, dar asta nu-i poliție, asta este o protecție. Statele se organizează în așa fel încât să se apere. Da, dar există câte servicii avem? Dă-i încolo, nu, eu vorbesc despre cazul ăsta. Nu, serviciile alea, serviciile au departament. În cazul ăsta, voi ăștia din presă a sărit de fund în sus. Eu am fost primul care a sărit de fund în sus. Ai făcut o prostie. Nu. Și mai de curând, ăștia care zici că ar fi făcut treabă... Dacă o susții pe asta, o să-ți zic cum îți zicea mentorul tău în politică în 90, ești un nătărău. Cine e ăla? Cum cine e ăla? Nu știu. Cine era șef de gară la Megidia? Nu era mentorul meu, era un tip foarte simplu. E, nu. Georgescu, Ion. Georgescu, Ion Georgescu, te lase. Dar nu spunea mie, mă. Ba, da, ție zice, ești un nătărău. Nu spunea mie, era vorba lui. El încerca, el era ceferist, venea din sindicate și încerca să-i convingă pe țărăniști că n-au dreptate. Bă, și cât mai fuma ăla. Da, da, toată ziua era cu țigara. Și când nu se înțelegea cu țărăniști, tu îi spunea, bă, ești un nătărău. Nu se înțelegea cu ăla, ești un nătărău. Când s-a certat odată cu mine, ești un nătărău. Dar nu sunt nătărău. El a venit șef de gara acolo după Uichi, după Vărădeu. Da. Sandu. Și să-ți termin povestea. Yes. Cu serviciile astea pe care tu le zici că trebuie să... Alea trebuie să aibă. Da, și nu, avem nu. Servicii specializate și telecomunicații speciale. Și... Nu, telecomunicații speciale sunt altceva. Aici trebuie să fie SRI-ul, SIE, ăștia trebuie să fie. Da. Dar, înainte de campanie electorală... Dar las că s-a făcut chestia asta, a făcut-o Uniunea Europeană, are un serviciu special dedicat de zi. Nu, ce am de spus. Zi. M-ai chemat aici să te ascult? Da. Nu. Ești invitat. Hai că spun eu o întrebare atunci. A ieșit seriu, cred, și a zis că țara noastră n-are influențe străine. Asta a zis de curând acum. Acum zic, înainte de campanie. Păi cum naiba n-are influențe străine când uite? Cum uite? Păi poate că are, păi și atunci poate că are dreptate seriu. Nu, poate că seriu. Poate că nu sunt străine, poate că sunt de ale locului. Poate că seriu ăsta nu prea își face treaba. Nu, sau poate că sunt și ei complici la măgăria asta. Cred că sunt pline serviciile noastre de conserve, să știi. România e plină de conserve. Ce înțelegi prin asta? Conserve ale rușilor, ale de presă. A, unii puși la conservat. Da, și care acum ascult plin capul. De conserve. Păi da... L-am avut și noi pe Severin, nu ți minte? La Partidul Democrat. Ce cu el? N-a fost conservă rusească. Păi nu i-a găsit Băsescu când a deschis seiful la pop. Și acum îl vezi pe Severin, pe Adrian. Ce dracu. Păi acum Severin este în partea asta. Păi dai străjerul democrației. Nu numai el și nu știu ce să mai zic. Mai era unul, Aurel Pană, care era și el, a fost secretar de stat pe la agricultură. Aurel Pană, da. Secretar de stat la agricultură, tot de anus. Ei, asta e. Acum mai vezi cum stau lucrurile și ce partidul da, jucau. Și acum tu zici că teoria este că toate grupuscurile astea și grupuri și ce dracu sunt ca miceliu, nu? Adică comunică între ei pe sub pământ. Nu, eu și cred... fac un substrat fertil pentru sovietici. Eu nu mă uitam pe ăsta, pe
celebrul ăsta TikTok, dar acum de când TikTok, așa. Fac și eu, m-am uitat pe TikTok. Ți-ai făcut cont de TikTok? Mi-am făcut cont. Te-ai predat la chinezi? Nu m-am predat la chinezi, am vrut să văd ce se întâmplă acolo. Și ce am constatat eu? TikTok-ul este o aplicație pentru ADHD-știi maturi. Așa. Acolo nu trebuie să te concentrezi mult la un lucru. Îți trimite o poză și un cuvânt și spun altă poză, alt cuvânt, altă poză, alt cuvânt. Li se tulbură capul din cauza avalanșei de informații. Îți dă gata amestecat să înghiți. Și atunci înghite ultima prostie. Și ultima prostie este... Votează? Ăsta, Călin președinte. Kremlin Georgescu președinte. Kremlin, ăsta este TikTok-ul. Iar căutând să găsesc o explicație la chestia asta că sunt ADHD-și maturi, am găsit un psiholog care spune... Consumatorul de TikTok are mintea copilului care descoperă cartea. Odihnită. Nu mă, băi, de ce mă duci în râs toată? Are mintea odihnită. Așa nu. Care descoperă cartea și îi place poza. Da. Textul nu, textul obosește. A, poza atrage. Așa, așa este TikTok-ul. Păi și de ce așa? Pentru că ne întoarcem la ce spuneam mai înainte. În România... Identitatea nu înseamnă decât etnie și ortodoxie. Noi nu avem mai mult. Avem ceea ce se cheamă astăzi un analfabetism științific. A, nu. Analfabetism matricea este civ. Alta, cum dracule zice, funcțional, nu? Dar, nu, dar, dar eu n-am pomenit să fii și analfabet și funcțional, nu știu cum dracu, e o contradicție în termeni. De ce, măi? Păi să fii și analfabet și funcțional. Dacă îl scoți din... La ce funcționează? Știe să folosească calculatorul, așa. Știe să umble pe stradă, nu se împiedică, recunoaște culoarea roșie, câteodată. Deci merge, funcționează. E un aparat mișcător. Dar dacă îl întreb de istorie, îl întreb de literatură, îl întreb de tehnologie, s-a terminat. Tehnologia pe el este doar o sculă, un instrument, atât. Ăștia sunt analfabeți. Dar mai sunt analfabeții științifici. Care, unul dintre ei este băiatul ăsta. Georgescu, Călin Georgescu. Exact ăsta. Vorbește, deci vorbește vorbe goale. Le uflă, te uiți la el, stai de vorbă cu el o oră și cu nevasta, am văzut că la fel, adică ce am văzut eu pe aia? Băi, frate, îți umple capul și pleci cu nimic de acolo. Da, asta e. Comportament de ADHD. Da. Dar nu numai că vorbește așa mult, spune prostii cât el de mari. Asta este. El zice că virusul nu există și că aia, pandemia, a fost o lucrătură. Că virusul nu există. Da. După aceea, apa, el vrea să dea cetățenilor apă pură, pentru că apa asta pe care o bem noi... Are informații. Da, are informații. Și putem să ne contaminăm. Mai mult decât atât. Contrazil tu pe el că nu are informație în ea apa. Da, care? Îl contrazic. Păi dacă îi faci analiză, vezi tot șirul de informații care ți-l dă. Picătura de apă. Ca exemplu. Păi câte minerale are din aia, informația asta. Da, corect. Câte milenii are apa aia de când e acolo în acviferă, are informații. Asta e știință, nu-i dileală. Bă, altă chestie, ci că bă, nu mai beți băuturi de-astea americane, că bă, bagă ăia... Chipuri. Nanochip. Nu, chipul mare, ăsta e nanochip. Nanochip. Și vă tulbură la cap. Păi ăsta e comportament antiștiințific. El nu știe că s-a ajuns în situația că sunt mulți care au zis, bă, dar eu vreau să fie testat ăsta, vaccinul contra coronavirus, că prea repede l-au găsit. Păi l-au găsit repede pentru că tehnologia a evoluat și că o înguroaică, Catalin Carico, nemulțumită de cercetările de la ea din țară, au plecat în America și a descoperit foarfeca biologică prin care îl faci bucăți pe virus, scoți partea aia din el și îl lași numai așa ca virus, îl trimiți sub formă de mesager și organismul reacționează ca și cum ar fi adevărat. Da. Zine de nanovirus, de ce vorbim? Păi asta, el le-a spus oamenilor să nu mai bea băuturi americane, nu nanovirus, nanocipuri. Nanocipuri. Virusurile erau altele. Nanocipuri că vă intoxicați, mai fraților. Cu chipurile astea e o poveste... Ele au la bază tehnologia asta cu
nu cu metale, cu siliciu. Microprocesoare, nu? Nu, ele ajutorul vor să fac microprocesoare. Da. Și când s-a deschis prima fabrică în Bulgaria, la Loveci, a fost Jivkov acolo și a zis, domne, deocamdată atâta putem microprocesoare, dar vom face macroprocesoare în curând. Adică din ce în ce mai mari, nu mai mici. Ia să fie de bine și rugis, o să aduc și el la cele sfinte. Hai să-ți spun cum văd eu publicului. De fapt, au spus ăștia cam corect. Cu educație puțină, cu credință în Dumnezeu, cu așteptări neîmplinite. Da, pe ăștia nu-i înțărci până să duminica ailaltă în două săptămâni. Nu, n-ai. Păi și atunci ne batem gura degeaba? Nu te cred. Zici că e act de cojocul? Nu am act de cojocul, trebuie să insistăm. Uite să spun un exemplu. Te rog. Printre aia care comunic eu pe Facebook este un om care a fost maestru în fabrica de ciment și cu care comunic. Da. Am lucrat împreună o perioadă. A votat Călin Georgescu și foarte activ. Și când i-am spus că ai făcut un rahat, o prostie, așa, mi-a zis, dar cum ar fi trebuit să votez? Tu cum te gândești? Uite, în tine am încredere că tu ai făcut politică și știu din fabrică că erai și inginer bun. Și am zis, bă, prima mea alegere a fost pe competență și la un moment dat l-aș fi votat pe Mircea Joan. Dar când am văzut că nelegiuiți ăștia din presă îi dau pumni în cap și l-au pus la colț, am zis, trebuie să caut altă soluție. Ciolacul nu-mi place. Generalul nici atât. Și avea carieră totuși, adică avea niște competențe. Nu era de politică, era plasat acolo, era un transplant pe care partidul l-a refuzat. L-a refuzat și societatea, numai. Și societatea, corect. Și atunci am ales-o pe cum o cheamă? Elena Lasconi. Și el îmi spune, zice, da, și eu m-am gândit prima dată la Joană, aș fi votat pentru el. Acum că mi-ai spus cum mi-ai spus și ai zis de ce Elena Lasconi, pentru că i-am zis, eu o votez pe asta pentru că în USR sunt niște băieți foarte deștepți. Da. Foarte deștepți. Sunt oameni care și-au făcut carieră înainte de a veni în politică. Cu intenții bune, corecte. Da. Da. Și care au făcut treabă puțin atât că au stat la guvern, au făcut treabă. I-am zis, dacă noi astăzi în România avem PNRR, da. Și că lucrează peste tot, în toate orașele, canalizare, apă, autostrăzi, spitale, școli, este pentru că acolo a fost unul, așa, Cristian Ghinea, care a făcut PNRR-ul, care a fost aprobat cu o singură observație. Da. El s-a dus la Bruxelles să-i aprobe PNRR-ul. Și eu i-a zis, bă, dar noi nu vă mai dăm bani pentru drumuri. Sunteți întârziați cu drumurile, e treaba voastră. Programul UE acum este program verde, hidrogen, IT, alte chestii. Voi sunteți în urmă, rezolvați cu banii voștri. Și Ghinea l-a sunat de acolo pe Drulă, care era ministrul transportului, și a zis, bă, ăștia nu mă aprobă. Tu ai cerut 3 miliarde, ăștia nu vor să ne dea nimic. Ai argumente? Am și vin. Și s-a dus Ghinea Drulă acolo și le-a spus, băi, oameni buni, în România există, nu știu cât, 60 de morți la 1000 de accidente pe străzi. De ce? Pentru că nu avem mijloace de transport. S-au mulțit mașinile, s-au mulțit tirurile, să lovesc ăștia și mor. Vrem să facem ca să reducem accidentele cu mortăciuni pe drumuri. Și le-au aprobat 3 miliarde. Nu există o țară în Europa care să primească 3 miliarde. Am mai avut un argument despre care nu s-a vorbit foarte mult, pentru că povestea asta cu Rusia e... Aia care se pricep și care o urmăresc de mult. Nu s-a întâmplat de acum. De pe vremea când Băsescu atragea atenția publică, omuleții verzi, cu corupția care ne distruge. Așa, așa și cu Marea Neagră. Și cu Marea Neagră la Grusesc, da. Și de, handicapul mare pe care îl are România cu transportul, cu drumurile, cu asta, ridică o mare problemă și în securitatea europeană, pentru că se vorbește despre mobilitatea NATO. Să poți să-ți transporti
efectivele militare pe cale ferată, pe cale rutieră, cât mai repede să... Așa. Și la noi aici toată lumea... Am rămas de pe vremea dacilor, când romanii au trebuit să construiască pod, drumuri, ca să poată să cucerească da, Sarmizegetuza. Apropo de ce spui tu, mobilitatea NATO, acum ei zic că trebuie să găsească o cale ca să facă legătura rapidă cu armatele, pe cale terestră, legătura rapidă cu Grecia, Bulgaria, România, către granița cu Ucraina. E, și ca să spun aici o chestie, să mă urc în frâu, pene un pic așa, eu în 2016 eram sub sancțiunea condamnării și nu puteam să candidez, dar eram membru PNL, ca așa a vrut PNL-ul, să unească cu niște golani de la Constanța care au pus mâna pe ăsta pe PNL. Băi, nu așa, te rog frumos, sunt și prieteni de-ai mei acolo și de-ai tăi. Să le fie de bine, îți dați golani. Și uite și acum, cine e acolo? Huțucă. Dar ce-i cu el? Huțucă ăsta e complice la devalizarea imumului. Ei, da. Ei, da? Îți dau documente? Și le-am dat și lui? Și a zis că acționează și nu mai răspundea la telefon? Da, arată-mi, te rog frumos. Da, ți-arat. Ți le arunc data viitoare. Așa. Este complice la devalizarea imumului. Păi, el era atunci la administrația financiară. Da, da, acolo. Și reprezenta interesele bugetului la fabrică, la imum. Da, imumul a fost vândut unui turc, unui firme turcești. Da, a fost vândut, aia s-a dus dracu, a intrat în faliment. Așa. Și nenorocitul ăla care făcea lichidarea... Lichidatorul a făcut o grămadă de golănii și eu i-am dus și am arătat. Uite-mă ce face asta. Aoleu, să vezi ce-i fac, îl sparg. E, pe dracu, nu mai răspunde la telefon. Deci ăștia sunt la PNL. Păi, niște la fel s-a întâmplat și cu Fruvimedu, dacă vrei. Când da, lasă-mă pace. A luat Samson și a venit procurorul ăla și a dat o ordonanță. Eu vorbesc de Huțucă, care e lider de partid și tu îi lauzi pe ăștia. Nu-i mai lăuda. E prietenul meu. Să fie de prietenul bine. Meu. Deci da, te rog frumos. Apără, te-am apărat tot timpul. Nu pe el, nu pe mine. Și pe tine. Zi mai departe, umflă-te în pene cu drumurile. Pene. În 2016... Ai făcut drum la Valea Dacilor, nu, ce? Nu, e, am făcut apă, mă, nu. Am făcut gândul meu pentru dezvoltarea județului, un gând pentru dezvoltarea Constanței și un gând pentru dezvoltarea Medgidiei, trei planuri. Așa. Și le-am dus la partid. Bă, ce părere aveți? Și celebrul Georgică Dragomir a zis, bă, lasă-ne cu prostii de-astea. N-avem timp. Unul din planuri pentru județul Constanța însemna drum expres și atunci erau bani pentru Constanța-Tulcea. Nu Constanța-Tulcea, drum expres Negru-Vodă, Medgidia, Babadag, Tulcea, Brăila. Și ai zis, da, de ce vrei drumul ăsta? Pentru că să construiește, mă, prostule, pod la Brăila, care leagă de Băcini. Lasă, bă, astea, cum zicea el, utopii de ale tale. Acum nu știu cine a fost mai vizionar, Georgică Dragomir sau tu, pentru că până la urmă văd că podul ăla de la Brăila trebuie, când urci pe el, îți dă cipici să nu... Să repară, dar tu știi ce înseamnă drum expres? Știu, Titi. Drum expres înseamnă pe tot traseul 110 ăsta... 110 km pe oră... Nu numai asta, înseamnă dezvoltarea afacerilor locale. Să fac benzinării, locuri de muncă, să fac magazine, să fac chestii... He, n-au vrut. Mai mult decât atât, știind cât de repede să mută bulgarii, să mișcă bulgarii. Și calea ferată trebuia, că noi avem calea ferată strategică pe acolo, Negru-Vodă, care merge până la Varna. Da. Și mai mult decât atât, i-am zis așa, băi, puteți, că era cooperare transfrontalieră, să vorbiți cu bulgarii, să mergeți de la Negru-Vodă la Varna, pentru că Varna era legată deja de Sofia și Sofia e legată de Edirne și de Grecia. Era prea mult pentru strada Trachia cu... Așa. Da. Și mai mult decât atât, i-a zis, băi, sunteți, era aia, regiunea sud-est. Da, corect. Du-te și vorbește cu Galați și cu Focșani, pentru că și acolo există un deștept, tot așa, aruncat la gunoi, care a gândit drumul expres, cum zice la drumul ăla care separă țara românească de Moldova? Milcovia. Milcov, să-l secăm dintr-o săvire. Milcovia. Hey. Nu Milcovia, Milcovia era coniacul. Nu mă, așa se chema și drumul expres Milcovia. Așa am înțeles. Hey, ce-ar fi însemnat asta? Acum, pentru NATO. Pe Milcov cu plutele doar. Tu. Da, așa. Titi, ai de, și mai ai proiectele astea sau le-ai lăsat la partid acolo? Da, sunt la ei acolo, dar eu
esența m-am scris. N-ai copii? Am scris, le-am scris. Hai să vorbim despre niște emisiuni viitoare, dacă ești de acord. Bă, dar tu vrei să-mi ocup timpul? Eu sunt antreprenor, m-am venit aici că mi-ești prieten. Păi vrei? Vino și să-mi fii ceva, vino, fii comis voiașor. Când ai? Depinde ce vinzi. Da. Gânduri. Du-te, bă, de aici, tu ai magazine, ai pus mâna pe toată meseria, da, cumpără magazine. Toată lumea numai de la tine. Nu, eu trăiesc din activitatea lui Dirdates, care e înființată în 1998. Din 89. 98. Dirdates. Ai privatizat toate magazinele din Meciria, ai cumpărat întreprinderea. La licitație. Păi la licitație, dar tot cu bani. Da, dar la licitație. Păi da, ai dat bani pe ele. Păi da, bani pe ce-i pe declarație la licitație? Păi... Numai la aranjamente să dă șpagă. Eu am participat la licitație la CNVM, acolo a fost licitația. CNVM ce era la? La Comisia Națională de Valori Imobiliare, acolo s-a organizat licitația. Pentru că am cumpărat acțiuni. N-am cumpărat imobil. Tu și Bosânceanu, el a cumpărat acțiuni la șantierul naval. Doi băieți deștepți. Păi, Dirdates funcționează din 1998, a trecut prin criza 99-2000-2001, a trecut 2009-2010 și prin COVID. Și rezistă. Câte magazine ai? Eu nu știu câte sunt. 20-25? Nu, cred că sunt vreo 20. Cred că vreo 20 să... Dar sunt magazine, spații comerciale. Spații comerciale. Păi cum să nu funcționeze Titi? Unde să facă lumea comerț în Megidia dacă nu în spații comerciale? Dacă ele sunt la tine toate, nu le chiriezi. Băi, eu dețin, nu știu cât, 20% din ce a fost OCL-ul înainte. Restul este al lui Marian Budnaru. Eu am și eu un colțișor acolo, pentru că atât... Marian Budnaru are și RR-ul și... Lasă-l pe ăla, nu avem treabă cu el. Deci asta este, dar deci banii mei vin de la Dirdates, care face inginerie. Asta fac eu. Sunt inginer, fac inginerie. Mai lucrezi de astea? Eu sunt... Construcții metalice. Sunt acționar principal la el. Am ăsta parteneri pe directorul executiv și pe contabilul șef și facem treabă. Construcții metalice. Da, construcții metalice, reparații în fabricile de ciment, pe la rafinării, pe la Hoghiz, până la Megidia. Mai este piață pentru construcții metalice? Da. Există piață. Zi, Titi, cum facem să le îndreptăm mintea asta? Stai puțin, să ne întoarcem la structura lor. Îi plictisim deci, pe oameni, pe urmă. Da, da, ne-am dat pe Dirdate să nu să vorbim despre Călin. Kremlin, nu de Călin. Kremlin, zi tu Kremlin, cum vrei. El are foarte mare suporter, dar de ăsta pasional. Așa. De la femei care sunt divorțate, femei care sunt văduve, mai puțin divorțate. Păi, pe la divorțate și pe văduve le mai rezolvăm, dar ce facem cu popii? Lasă pe popii ăsta, că n-am terminat. Și fetișoarea din categoria ăstora, cu unghii lungi de nu te întreb cum naiba să șterge la fund, cu prâncene de lecat genele, proapele, astea sunt, el acționează politic cam cum acționează ăia, cum îl cheamă pe ăia de lepă, că le spasa de le duc în străinătate și pe... La vărboi, uite asta. Exact, astea nu știu cum le poți întoarce, pentru că ele, dacă au căsunat pe ăla, sunt ca în miturile românești. Păi ăla să zici că le faci rost decât un pește și... Nu. Eu zic așa, zburătorul Eliade. Da. Astea văd acum. Zburătorul care vine, îl visează, îl frumusețează, el este. Păi dacă nu apă în ape reci, dacă... Zburătorul, după aceea ăla din Călin file de poveste... Călin nebunul, da. Asta acolo este, el acolo a acționat. Da. Dar cine l-a învățat chestia asta? Măsa, nevasta. Psicologa. Măsa lui de acasă. Psicologa. Da, psicologa. Da, da. Deci ca să vezi ce înseamnă cum reușește dintr-un globalist să-l transforme într-un izolaționist. Ăștia mai tineri, nu știu, dar tu ești numai puțin mai mic ca mine. Așa. Și ai prins celebra vorbă, mare mândrie pentru perioada lui Ceaușescu și al lui Gheorghe Iudeș, că noi trăiam în lagărul socialist. Da. Ce mândrie, dar nu-și dădeau seama cât de persiflatoare expresia asta pentru ei. Da. Lagăr. Da. Lagărul socialist era o chestie mare, așa, da, cu mai multe lagăre mai mici. Da.
Și în România era un lagăr. Iar ce propune... Sindromul Stockholm și noi eram îndrăgostiți de temnicerul nostru. Da? De călăul nostru, da, sindromul... Exact. Și nebunele astea de care vorbesc eu acum, da, acolo da. Sunt. Da, da, da. Se îndrăgostesc de călău. Mai mă cert cu un prieten de-al meu, de etnie tătară, care zice, Călin Georgescu, facem, dregem. Zic, bă, tu ai citit ceva despre legionarism pe care ăștia îl consideră foarte corect din punct de vedere ăsta? Nu știu dacă el e legionarism. Ba da, este. Este. E un amestec titi acolo în capul lui. Are este. Dacă îl saltă în slăv pe Codreanu, dacă îl slapă, saltă în slăv pe Horia Sima. Nu se de acolo potrivește e, Codreanu și Horia Sima cu Putin, cu rușii, nu se potrivește. Deci... Cum să nu se potrivească? De ce? Pentru că e la fel de delii. Pe misticism asta, da, dar... la fel de delii. Ei și au fost ăla... împotriva rușilor legionari, împotriva... Da, a fost... Împotriva comunismului, de împotriva fapt. Împotriva comunismului, dar, rușilor, dar da. Mijloacele legionarilor erau ca ale da. Sovieticului. Da, da, da. Lenin omora, Stalin omora, ăsta omoară, pe unde îi prindă pe dizidenții, lichidează ăștia. Îi unește nu ideologia... Îi invita la un ceai, nu da, sau la o strângere de mână și... Îi trage curentul deci, pe geam. Ăsta este. Da. Păi tu, măi, prietene, măi, Ali, tu ești tătar, mă. Tu știi ce zi vorbește Călin Georgescu? Vorbește despre puritate etnică. Tu te consideri român pur? Eu nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Ia gândește-te. Ia gândește-te să presupunem că se întâmplă o nenorocire în țara asta și nebunul ăla vine și spune tu ești, nu ești bun, tu ești, nu ești bun. Dacă mai ai și vreo tătăroaică măritată cu vreun român, a belit-o. Da. E. Să pun. Da, e. Deci aia e. Deci lucrează pe niște nenorociri pe care oamenii care îl iubesc nu le înțeleg. Nu le înțeleg pentru că la noi nu se mai face educație. Știința dispare, religia de la clasa 1 până la clasa aia, fără să învețe ce rol a... Lasă că vine asta și îți bagă religie de nu cine? Se poate. Kremlin Georgescu. Păi, să bage, dar nu știu dacă mai aș... Mai, că, cum zic eu, confesiunile astea religioase dispar. Titi, tu crezi că el va ieși președinte? Nu. Faci o prognoză? Nu. Nu. Crezi că serviciile noastre la ora actuală sunt agitate? Da. Că și-au luat-o? Da. 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 Crezi că un semnal este că ăsta, fostul director al SRI... Prost. Semnal prost. A venit în PNL. Semnal prost din punctul Helvig. Helvig. Mă gândesc că a fost chiar o manipulare de-a lui Helvig ca să-și justifice revenirea în PNL. Că adică? E, că e nevoie. Deslușește. Informațiile erau cunoscute despre Călin Georgescu, despre ascensiunea lui. Eu cred că a fost și a ajutat un pic în sensul că n-a fost împiedicat. Nu, eu cred că că PNL-ul se lasă infiltrat de ăștia. Pentru mine a fost o surpriză că ei pun candidat la sectorul 1 un fost SRI-ist. Cine i-a fost? Truță. Fost SRI-ist. Candidatul PNL-ului la sectorul 1 și susținut de PSD. Vine Helvig și intră în PNL. Când țările astea care au, așa spun, bă, dacă ai fost în servicii, stai dracu, deoparte, ai fost în servicii, poți folosi informațiile de acolo să manipulezi sau să te poziționezi. Da, Titi, el a fost, Helvig ăsta a fost ordonator de credite la serviciul. Nu chiar. Așa, pentru nu că chiar, profesioniștii acolo sunt ofițeri. Sunt ofițeri profesioniști, dar el... A fost în pânza aia de păianjen și este agățat ca musca. N-are ce să caute în politică. Păi Bush a fost directorul CIA-ului, nu? Da. Bush seniorul. Da, așa, da târziu a întors. Și a intrat și a făcut politică. Băi, hai să mai spun o chestie. Te rog. Ceaușescu a fost general de securitate. Ceaușescu a fost un analfabet care umbla cu pistolul la colectivizare. Da. Pe aici, prin Dobrogea. Da. Și prin Dobrogea. Da. Da. 1993, Parlamentul României. Da. Să stabilește Comisia de Control al SRI. Vine președinte unul de la țărăniști,
pe ăsta, nu știu ce, încă un liberal, și zice, bă, secretarul Comisiei de Control al Țării, îl propune PD-ul din momentul ăla. Și Petre Roman era în grupul de deputați, Adrian Severin era lider de grup, și Petre Roman zice, bă, eu îl propun pe Titi Moinescu. Nu cred că ai ajuns. Ascultă. Am o poveste, mă tot între lucruri. Nu cred că ai ajuns. N-am ajuns. Păi da. Și, dar de ce s-a întâmplat să mă propună pe mine? Că prima propunere a fost Doru Viorel Ursu. Și l-au votat ăștia, nu, să-l voteze pe Viorel Ursu, a început scandalul, că Lucian, că... Colonelul Doru Viorel Ursu. Da, că a fost aia, că a fost aia, că a fost ministru de interne și s-a scăpat pe el la mineriadă și că s-a ascuns sub... Bă, nu-l vrem. Nu-l vrem, nu-l vreți. Petre Roman, pune pe Titi Moinescu. Să trece la vot, așa, îl votează pe președinte, trece, îl votează pe ăla, trece. Titi Moinescu nu trece. Deși era înțelegere. Ha. Sesiunea următoare, din nou, partidul propune pe Titi Moinescu secretar de control al Comisiei de Serii. N-aveai cadavre. Și Toni Mangiulea, care trăiește, el era PSD-ist, dar prieten cu mine. Spune, bă, zile la lor, trebuie să pună pe altul, că pe tine nu te votează. Păi de ce? Păi dacă te uiți așa de jur împrejur, sunt mulți de aia care... Toți au grade. Sunt trași de ații. Ori cadavre în șifonier, ori iar grade. Iar pe tine, de la prima propunere până acum, te-au verificat așa încolo. Nu ești bun. Nu ești bun. Șapte inși eram Comisia de Control al Țării, a venit... Bine, a rămas Comisia fără, când au votat secretar. Să plece în Statele Unite în schimb de experiență cu FBI. Și au cerut viză și din 7 au primit viză doar 2. Păi el alții a respins pe motiv că, bă, nu poți să fii și colo și colo. Păi vezi. Asta e. Da. Cu serviciile noastre. De-aia n-are ce să caute Truță în PNL, n-are ce să caute Helvig în PNL. Sunt de acolo să rămân acolo. Să-și facă cariera pe care au pornit. Da, de acolo au fost de la început, Helvig, că de-aia a ajuns în PNL și de-aia a ajuns după aia la... Ce dracu. Băi, soluția este așa. Dă-o. Da. Să ducă lumea la vot, dar ăștia care vor o cale și să-i dovedească, nu să-i doboare, că stai noștri și ăștia, cât sunt ei de așa de... Nătărăi. Da, de nătărăi. Așa să-i dovedească prin vot ca să ne păstrăm calea. Pentru că ne va fi bine nouă și va fi bine și Europa pentru Europei, pentru că dacă te pui pe teme de astea de orientare către ruși, deja Europa scârție. Slovacia, da. Ungaria, parțial și Cehia, Croația. Nu lasă-i pe aia că aia departe. Bulgaria la noi, că Bulgaria, al doilea partid la ei, este un partid cu ideologie de asta, de la Kremlin. Da, da, da. Deci toată zona asta, din fostul lagăr comunist, are probleme. Deci noi trebuie să le dovedim ălora că nu împărtășim ideologia, identitatea slavă. Pentru că etnia și ortodoxia au la bază identitatea slavă. Ăla slovacul slav, bulgarul slav, ungurii sunt și ei, cam tot de pe acolo, de la tătari. Deci trebuie să salvăm... Da, ca națiune, da. Trebuie să salvăm România de nebuni ca să putem să avem un glas cu demnitate în Europa. Nu așa cum zice ăsta, că să ne ridicăm. Nu, să nu te ridici. Să fii membru al clubului, dacă te duci la clubul ăla să pui cravată, să te speri pe dinți, să scureți unghiile, să lustrești pantofii, nu să te duci, să faci tu pe cocoșul. Adică dacă el se dezice de clubul de la Roma, noi rămânem, vrem în clubul de la Roma. Eu spun lucruri serioase și tu le dai în pășcării. Asta e să-i dovedim prin vot cei care vor acea cale să meargă la votare. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi la această emisiune. Îl invităm pe Titi Moinescu. Tu cu cine vorbești? Tu te uiți aici la camera asta. Cu cine vorbești? Care sunt prietenii cu care vorbești tu? Până data viitoare, vă zicem numai bine. Numai bine. Numai bine.